Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat astăzi că școlile și universitățile nu se mai deschid pentru acest an școlar, iar vârstnicii vor beneficia de două intervale orare zilnice de ieșire din casă. Anul școlar se va încheia cu noctele actuale, excepție făcând elevii din anii terminali, care se vor putea pregăti suplimentar pentru examene, dar în anumite condiții. Președintele a mai anunțat că persoanele cu vârste de peste 65 de ani vor putea ieși din casă între orele 7:11 și 19:22, ținând cont că vremea se încălzește. Mai multe amănunte în edițiile viitoare ale știrilor Atlas TV. În concluzie, s-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Deci nu se va întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Până atunci vor continua formele de învățământ la distanță, așa cum s-au întâmplat lucrurile și până acum și până în 12 iunie. Elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum. În cazuri excepționale, sigur, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet, grădinițele, școlile, universitățile nu se vor redeschide în acest an școlar universitar. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar. Aici sunt totuși câteva excepții pe care vreau să le detaliez. Elevii din clasele terminale a 8-a, a 12-a, a 13-a, unde este cazul la profesională în anii terminali, vor putea, atenție, vor putea reveni la școală după 2 iunie, între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele naționale. În această situație, altfel decât dacă toți s-ar fi întors la școală, normele de distanțare pot fi respectate, vor fi maximum 10 elevi într-o sală de clasă, vor sta maxim 2-3 ore acolo și se vor pregăti pentru examenele naționale. Examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureatul se vor organiza așa cum au fost ele planificate din capul locului, însă cu respectarea unor reguli foarte stricte de distanțare, vor sta la distanță mare unii la alții, vor intra pe un coridor, vor ieși pe alt coridor, se vor face dezinfecții regulate, se va măsura temperatura tuturor persoanelor care intră în școală și multe alte reguli care vor fi explicate în detaliu de reprezentanții Ministerului Educației. Așadar, nu se deschid școlile, nu se deschid universitățile, se continuă învățământul la distanță, însă mediile se încheie, situația școlară se încheie. Anul școlar se va încheia cu mediile încheiate, cu situațiile încheiate și în acest fel evităm riscuri majore. Vrancea are 245 de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit ultimelor informații primite de la grupul de comunicare strategică. În schimb, numărul persoanelor infectate la nivel național a crescut în ultimele 24 de ore, ajungând la un total de 11.339. În județul Vrancea, în data de 27 aprilie, sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică 167 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu. În carantină instituționalizată se află 213 persoane, iar 141 în carantină la domiciliu, deoarece în momentul înregistrării nu existau spații disponibile.
Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate vindecate și externate. În Vrancea erau înregistrați 245 de pacienți cu COVID-19. Totodată, până acum, 631 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 internate în spitale au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 386 de noi cazuri de îmbolnăvire. Piețele agroalimentare sunt în continuare deschise, însă atât producătorii cât și cumpărătorii trebuie să-și ia toate măsurile de protecție. În piața Moldovei din Focșani puteți găsi produse proaspete la prețuri care să mulțumească pe toată lumea. Producătorii autohtoni vin cu produse proaspete în cea mai mare piață agroalimentară din Focșani încă de la primele ore ale dimineții. Chiar dacă noile reglementări au dus la modificarea structurii pieței, puteți găsi fără probleme fructe, legume, brânzeturi și nu numai, la prețuri pentru toate buzunarele. Bună ziua! Să știți că a fost excepțional mielul pe care l-am cumpărat de la dumneavoastră. Da, a fost crescut natural, doamnă, numai cu produse, cu cereale de ale noastre. Foarte bun, excelent. Am și drobul meu și foarte bine și friptura și ciorba. Mă bucur foarte mult că v-au plăcut, doamnă. Și să veniți și la anul. Pe asta vreau să vă spun, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să trecem cu bine. Asta de... Asta e cel mai important. Mai aduceți în perioada asta mie când la Bucovina? O să mai aduc. La o să mai aduc și carne de oaie. E prost că nu ne plouă. S-a uscat tot. Chiar nu avem asta pentru iarbă la animale. Știu, e cam problematic, da. Poate dacă ne purtăm și noi altfel, Dumnezeu poate Dumnezeu... Asta e cel mai important. Poate nu a ajutat Dumnezeu, eu poate știu. Poate un treci peste treabă, peste chestia asta. Spuneți cum vă numiți, vă rog. Darie Ionel, de la Dobodia Ciorăști. Domnul Darie Ionel, repet, stimați telespectatori, de la dumnealui mi-am cumpărat mielul și a fost excepțional, plus brânză, da, și brânză aveți bună, și o zi bună să aveți. Vă găsesc tot timpul aici și tot asta îmi place, sănătate, da, numai bine. Sănătate. Vreau și cu dumneavoastră să vorbesc, dați-vă un pic masca jos, de la distanță vorbim, da, de la distanță da, pentru că de ani de zile aici vă găsesc și numai cu lucruri bune, cum v-a mers? Bine. Mulțumim Dumnezeu. Tare mă bucur când văd oameni că spun bine, mulțumesc lui Dumnezeu, că avem... Noi suntem mulțumiți că totuși ne-a lăsat să distribuim marfa, desfacem. Să desfacem. L-a lăsat. Putea să închidă piața, că în alte țări, doamnă, că așa că... Și ne-am expus și noi, în primul rând. Și noi ne-am expus virusul și puteam oricând să-l luăm. Da? De-aia vă și admir că v-ați expus, dar ne-ați dat totdeauna lucruri foarte, foarte bune. Vă doresc sănătate. Cum vă numiți? Păungelu. Domnul Păungel și doamna? Păunluțica. Păunluțica. Dar scoateți-vă masca să vă bată. Păunluțica. Poate ne ajută Dumnezeu să scăpăm de măștile astea, să putem să stăm de vorbă, așa cum să... Poftiți? Bătrânii. Da, și să stăm de vorbă așa cum stăteam de vorbă altă dată. Când... Dumnezeu, timpuri bune. Asta dorim. Să fie timpurile bune. Ce părere aveți, domnule, despre perioada asta? Mă refer la activitatea din piață. Veniți mai încoace. Activitatea din piață? Ce să zic? Noi întotdeauna am militat pentru ideea că piața e în interior, unde a fost făcută de mult și că pe afară ar trebui să fie parcări și alte lucruri. Așa că punctul meu de vedere este că e un lucru bun. Chiar dacă sunt încă persoane nemulțumite. Asta din cauza faptului că s-a schimbat vadul. Da, vadul se urmează încet, încet. Așa nu? Așa este. Dar spun unii că e greu din cauza că e prea multă înghesuială și n-au aer. Doamnă, după părerea mea, astea sunt, cum să zic eu, idei așa care de suprafață. Adevărul e legat de vad și de vânzare. Spuneți-mi, ați vândut ceva? Dacă am vândut ceva astăzi? Da. De vreo 100 de lei. Atât? Da, dar sunteți mulțumit, de 100 și ceva. Tatăl meu a zis că trebuie să fii mulțumit și cu mult și cu puțin. Așa este. Și așa este. Deci dacă ești mulțumit și știți cum spune în Biblie, cine are, cui are, Dumnezeu îi va mai da. Cui n-are, îi ia și cenușa din vatră. Dar știți în ce sens e lucru? Să te mulțumești totdeauna cu ce ai. Și să... Corect. Și asta este ideea, să te mulțumești. Călăcomia, vedeți unde ne-a adus. Da. Asta poate să ducă la fericire. Sigur că da. Dacă ești tot timpul nemulțumit, o să fii nefericit. Florea Ioan. Domnul Florea, mă bucur că vă găsesc sănătos Ferma aici. Ferma Florea, Focșani, Bileș, Suraia. Poftiți? Ferma Florea, ziceam. Sunteți producător. Producător cu PFA, singurul producător cu PFA din piață, cred. Excepțional. Pentru că am luat un proiect de la Europa, l-am scris singur.
și a trebuit să fiu PFA. Dați-vă un pic masca jos, să vă vadă lumea, sănătate numai bine. Alt domn, de la Prahuda sunteți? De la Prahuda suntem. Dar locuiți-vă aici. La vânători. Și cine face brânza asta bună? Ciobani de la Nerejul, Sfulver. Da? Deci ai grijă să fie totul curat, curat, normal. Tătarul Vasilică. Deci domnul Vasilică Tătarul, găsiți mereu aici în piață, stimați telespectatori, cu marfă foarte bună, ca proaspăt și pe domnul pe care... Dumneavoastră de unde sunteți? Tot din vânători, sunt nepotul domnului Vasilică. Deci împreună lucrează. Da, 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 suntem aveți marfă bună, da? Marfa noastră proprie. Cum vă numiți? Toroc Laurențiu. Domnul Laurențiu, să vindeți toată marfa, să ne rugăm la Dumnezeu să fie bine și gânduri bune la toată lumea. Spațiile sunt dezinfectate și sunt luate toate măsurile de prevenție dispuse de autorități, pentru ca focșănenii și nu numai să se aprovizioneze în siguranță. Am făcut așa un mic periplu, m-am plimbat un pic prin piață, am văzut că prețurile n-au crescut, oamenii vin la treabă, cum să spune, sunt mulți producători, piața este curată. Cum a mers perioada asta, activitatea din piață? Eu, în primul rând, dați-mi voie să vă felicit că și la 6 dimineața și la 8 seara, în toată perioada asta, ați fost în piață și, ca de obicei, ați fost mână forte aici. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă adresez dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră acestui post de televiziune, Hristos a înviat. Adevărat. Vreau să vă spun că au fost și nu au fost probleme. Din punctul meu de vedere, nu au fost probleme. Și nici din alt punct de vedere. Această piață agroalimentară este o piață foarte frumoasă, foarte bine aprovizionată, cu de toate. Și nu am avut niciun fel de probleme niciodată din punct de vedere veterinar. Oamenii sunt pașnici, oamenii sunt docili, oamenii sunt muncitori, oamenii se roagă ca să plouă pentru ca animalele să aibă ce să fie hrănite. Produsele sunt foarte bune, sunt proaspete, sunt verificate în permanență, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și tuturor să cumpere cu încredere produsele românești de pe piața agroalimentară Focșani. Piața din Focșani întotdeauna a fost o piață de top. Mă refer la cea de după 90 și cea dinainte, când eram eu copil. A fost o perioadă când nu se găsea nimic, cam între 80 și 90, dar a fost o piață recunoscută la nivel de țară. Să știți că așa este. Avem foarte mulți consumatori din mai multe județe ale țării, din București, din zona Moldovei, care au fost foarte încântați de ceea ce au găsit, de produsele proaspete care le-au găsit, de igiena care este asigurată în permanență în această piață. Există o cointeresare atât din partea administrației pieței, cât și din partea personalului veterinar care păstorește acest obiectiv. Ce să vă mai spun? Această perioadă a fost grea pentru noi, în sensul că în permanență a trebuit să stăm aici de dimineață până seara, să asigurăm o igienă deosebită, covârșitoare. Administrația pieței chiar a făcut un efort extraordinar. S-a aprovizionat cu foarte multe substanțe dezinfectante necesare pentru acest COVID-19. În fiecare zi, piața este spălată și dezinfectată până la ora 10 seara. Nu sunt probleme din punct de vedere al legislației veterinare și al legislației conform acestei ordonanțe militare date. Doamna doctor, eu vă felicit pentru tot ce aș o fac din tot sufletul și o fac în cunoștință de cauză. Sunteți, repet, mână forte aici. Vă mulțumesc foarte mult, pe mine mă încântă când toată lumea este mulțumită și eu personal nu am probleme și instituția pe care o reprezint. Începând cu 13 aprilie, colonelul medic militar Alexandru Chiresteș a preluat conducerea celei mai mari unități medicale din Vrancea. Acesta a povestit care este situația actuală din cadrul Spitalului Focșănan, ce a găsit la momentul în care a preluat conducerea și ce a reușit să facă până la acest moment. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Focșani a fost preluată de armată. Ministerul Apărării Naționale a trimis luni la Focșani medici militari care să coordoneze activitatea medicală în contextul pandemiei de coronavirus. Noul manager, Alexandru Chiresteș, a povestit care este situația actuală din Spitalul Focșănean, ce a găsit la momentul în care a preluat conducerea și ce a reușit să facă până la acest moment. Priviți cu mare speranță de dintre oamenii de aici, pentru că erau lucrurile cumva scăpate de control. Puteți să ne spuneți ce ați rezolvat până acum, care e situația acum față de ce ați găsit când ați venit? În primul rând, dacă a fost teamă și reticență la început și poate nu neapărat de echipa militară, ci mai degrabă de teamă de schimbare. Am identificat în această săptămână petrecută aproape zi lumină
Împreună cu colegii mei am încercat să facem o radiografie a situației actuale a Spitalului Județean. Ne-am axat, sigur, asupra resursei umane, pentru că au fost cazuri de pacienți din rândul personalului angajat al spitalului, care și actualmente unii dintre ei sunt internați în spitalul de infecțioase. Apoi o altă parte care sunt în autoizolare la domiciliu. Deci probleme medico-sanitare în rândul personalului angajat al spitalului. Apoi, sigur că am identificat o serie de disfuncționalități vis-a-vis de perimetrul spitalului și cu sprijinul colegilor de la Inspectoratul Județean de Jandarmie Vrancea am reușit, ca mai după două zile, să reușim izolarea perimetrului spitalului. Există o echipă mobilă de ordine publică care asigură perimetrul spitalului și totodată am realizat un circuit epidemiologic firesc și necesar în aceste vremuri. La momentul acesta, accesul în spital se face printr-o singură poartă, accesul este controlat, triajul se realizează în trei puncte. Cortul din preajma punctului de intrare este de asemenea instalat recent ca urmare a solicitărilor către ISU Vrancea. Pe lângă realizarea unui circuit epidemiologic în cadrul unității medicale, a fost asigurat un perimetru în zona spitalului, s-a trecut la triajul tuturor pacienților și a cadrelor medicale. Managerul a mai explicat că în momentul de față, cazurile de coronavirus care necesită terapie intensivă sunt direcționate către Spitalul Municipal Adjud, unitate care a fost desemnată Spital Suport. Pe lângă toate acestea, Alexandru Chiaresteș a spus că intenționează să deschidă și o secție ATI specială pentru pacienții cu COVID-19 și la spitalul din Focșani. Ianis Bejenaru, elev al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, a obținut locul 2 la concursul de matematică Constantin Tănăsescu. La acest concurs au participat elevi din 6 județe ale țării. A doua ediție a concursului de matematică Constantin Tănăsescu s-a desfășurat online din cauza limitărilor impuse de starea de urgență instituită în România. Pasiunea pentru matematică a profesorilor și a elevilor deopotrivă a făcut posibilă desfășurarea concursului interjudețean inițiat de Colegiul Național Unirea din Focșani în memoria unui profesor care a iubit matematica mai mult decât orice, Constantin Tănăsescu. Au participat elevi ai claselor 5-11 din Focșani, Bacău, Brăila, Iași, Baia Mare, Tulcea și Pitești. Printre elevii vrânceni care au avut evoluții meritorii s-a aflat și Ianis Bejenaru. Elev al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, Ianis Bejenaru a obținut în final locul 2, profesorul îndrumător fiind Tiberiu Oprea. Campionatul Superligii Vrancea la fotbal se va relua cel mai probabil în luna iunie. Președintele Asociației Județene de Fotbal Vrancea, Dan Dumitru, a precizat că a luat această măsură pentru a proteja jucătorii și oficialii echipelor de o eventuală infectare cu coronavirus. Campionatul județean de fotbal s-ar putea relua abia în luna iulie, anunțul fiind făcut de președintele Asociației Județene de Fotbal Vrancea, Dan Dumitru. În acest an s-au disputat doar două etape din returul Superligii Vrancea. Acesta a vorbit și despre situația în care partidele s-ar juca fără spectatori. Trebuie să ne gândim că autoritățile, eu știu, jandarmeria, poliția, de asta nu stă... Numai fotbalul amator nu o să-l aibă în grijă să, eu știu, să asigure asemenea partide, pentru că până acum am avut o colaborare mai mult decât bună cu dânsii. Eu aveam jandarmi, echipaje de jandarmi aproape la toate meciurile. Acum nu știu dacă va mai fi așa, știu. Lăsând la o parte faptul că nu e plăcut și nu e normal să joace fotbal fără spectatori, un aspect ăsta în față, dacă se va decide să joace fără spectatori, va fi foarte greu în multe locații să se ia măsurile corespunzătoare să nu fie spectatori. Pentru că mai ales la țară, cum e omul. E interzis până la el la gard tot să duce. Sau. Sunt baze sportive care au doar gardul de împrejmuire a terenului.
O problemă majoră ar exista și în cazul echipelor care vor susține barajul de promovare în Liga a treia. O variantă care poate fi dezbătută este aceea să nu se mai susțină meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a treia, iar cele 41 de campioane județene să acceadă pe tabloul eșalonului al treilea în mod direct, desigur, dacă întrunesc criteriile stabilite de Federația Română de Fotbal. De astăzi, 27 aprilie, în fiecare zi de joi și marți, începând cu ora 21, ora de muzică vine în casele dumneavoastră. Este vorba despre o emisiune cu și despre muzica clasică, realizată de către profesoara Lenormanda Florențiu. Fiecare ediție va fi postată online, elevii beneficiind astfel și de ora de educație muzicală. Bună seara, dragi elevi, bună seara, dragi părinți, bună seara vouă tuturor celor care poate vă uitați acum pe postul de televiziune Atlas TV Vrancea. Pentru că asta este situația, pentru că stăm mai mult în casă, pentru că elevii, dragii mei elevi, de care mi-e așa de dor, sunt sechestrați în casă, dar timpul trece și nu vreau să treacă degeaba, pentru că s-a hotărât ca școala să nu se oprească, să se facă lecții online. Mie mi-a venit această idee să fac aceste emisiuni în cadrul televiziunii Atlas, emisiuni pe care o să le trec și online pentru elevii care sigur o să dorească să se uite la această emisiune, pentru că, dragii mei, vă voi spune lucruri de care chiar că o să aveți nevoie toată viața, lucruri frumoase, lucruri care au rămas prin timp, timpul a dat valoare. Dacă ne întoarcem către adevăratele valori care sunt în lume, deci adevăratele valori care sunt în lume, gândurile noastre o să fie altele și o să ne înțelegem mai bine, o să ne iubim mai mult și o să avem mai multă credință în Dumnezeu. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între 8 și 10 grade Celsius, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere! Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României.